Este o bucurie, este o sărbătoare în Biserica Golgota pentru că suntem aici la părtășie și parcă atmosfera aceasta de sărbătoare ne face ca să fim mai aproape și să primim cu bucurie tot ceea ce ne dă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ne-am bucurat la ora de rugăciune, am mulțumit Domnului, ne-am făcut un pic de cunoștință cu ceea ce înseamnă, de fapt, sărbătoarele acestea și am vrea ca să înțelegem că sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului, cum spunea și fratele Gigi, ea nu este poruncită în Biblie să o sărbăm, dar noi, din respect pentru Cel care a venit în lumea noastră, vrem ca să avem acest timp de bucurie, de sărbătoare, de cântare, de poezie la adresa celui care a părăsit slava cerească și a venit aici jos pe pământ în lumea noastră ca să ridice păcatul omenirii și prin El să avem răscumpărarea și prin El să putem să avem dreptul acesta de a intra acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu încă în vremurile acestea revarsă har, revarsă binecuvântare. Dumnezeu încă binecuvintează familiile noastre, se nasc copii, ceea ce ne face să avem cauză de mulțumire și să spunem, Doamne, îți mulțumim că promisiunile tale se aduc la îndeplinire, că Tu ai spus că Tu binecuvintezi și noi primim pentru că toate primim din mâna Ta, slăvit să fie Domnul. Aților, n-am știut că această familie minunată astăzi vor veni cu acest prunc la binecuvântare. Poate va fi un pic diferit pentru că mesajul meu este axat în dimineața aceasta cu privire la cei ce noi intrăm ca să sărbătorim în zilele acestea, în vremea aceasta. Ecoul, mesajul cântărilor poate ne-au adus înspre un mesaj care vorbește despre venirea lui Mesia aici pe acest pământ. Dar în dimineața aceasta, prin Harul Domnului, vreau ca să vorbesc despre un lucru care este ceea ce a fost văzut prin paginile Sfintei Scripturi despre o vreme în care Dumnezeu a trebuit ca să aducă la îndeplinire ceea ce a fost profețit cu ani înainte ca să vină Mesia pe acest pământ. Mesajul din dimineața aceasta este acesta, la împlinirea vremii. La împlinirea vremii Dumnezeu a găsit cu cale ca să aducă în deplinire ceea ce de fapt era încă în vechime scris. Și aduceți-vă aminte despre Iov în capitolul 19, versetul 25, unde spunea el acolo, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă unde? Pe pământ, slăvit să fie Domnul. Sărbătoarea aceasta a venirii Domnului Iisus pe pământ era prevăzută în planul Dumnezeu cu mult timp înainte. Și la împlinirea vremii când Dumnezeu a hotărât ca să ia ființă lucrarea aceasta, așa cum la o anumită vreme Dumnezeu a îngăduit să se nască acest copil în familia lui, în familia Ierovenco, așa cum Dumnezeu la o anumită vreme a îngăduit ca să se nască în casele noastre copii, așa a hotărât Dumnezeu ca la vremea hotărâtă, la împlinirea vremii, să vină Mesia aici pe pământ, slăvit să fie Domnul. Ascultam în săptămâna aceasta cântări și tot felul de mesaje și una din cântări spunea acolo, bine ai venit Iisus la noi și bine ai venit și bine ne-ai găsit. Și am dat, dragii mei, frate, surori, ca venirea lui Hristos pe acest pământ să nu fie numai cântată de noi, de copiii noștri, de nepoții voștri, ci am vrea ca venirea lui Hristos să fie simțită în viața mea și în viața copiilor mei. Doriți lucrul acesta? Am vrea ca fiecare să simtă că Iisus Hristos a venit. Și la aceste sărbători, noi de fapt cei ce facem, ne aducem aminte și sărbătorim pentru că venirea Lui a adus ceva cu El în viața noastră. Și venirea Lui a fost o venire binecuvântată. Cu greu s-a desprins de Tatăl de acolo, pentru că nu s-a găsit nimeni acolo să lase slava cerului, cântările acelor de mii de îngeri, splendoarea aceea dumnezeiască. Cu greu s-a desprins de acolo, dar a spus, Tată,
În surul cărții tale este scris despre mine. Trimite-mă și voi pleca. Și a plecat Iisus. Slăvit să fie Domnul. Fraților, așa cum vorbim aici despre acest mesaj, că la împlinirea vremii, spuneam aici că toate lucrurile în viața aceasta au o vreme hotărâtă de Dumnezeu. Și dacă ați citit în Eclesiastul, capitolul, acolo, în capitolul 3, versetul 1 la 15, Solomon spunea dată acolo că toate își au vremea lor. Nașterea își are vremea ei, moartea își are vremea ei. Și dimineața aceasta am auzit despre acest caz care, un caz dureros, dar totuși e un caz în care ne face să ne gândim că toate lucrurile acestea își au vremea lor. Fie că la 3 ani, fie că la 11 ani, fie că la 18, fie că la 38 de ani, în dreptul fiecărui Dumnezeu are o vreme când să vină pe acest pământ și este la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Ceasul lui Dumnezeu, spuneam odată aici în adunare, e diferit de ceasul nostru care le avem pe mână sau pe pereți sau prin casă. Vremea hotărâtă de Dumnezeu e diferită decât planurile noastre de multe ori. Și parcă de multe ori e dureros și ne gândim, Doamne, 10 copii, cel mai mare 14 ani, cel mai mic 2 luni. Și parcă ne gândim că, Doamne, e nevoie de îngrijire, e nevoie de multe lucruri încă. Dar Dumnezeu a lăsat aici o biserică care poate să poartă de grijă și să susțină pe cei care trec în asemenea suferință. Eu nu spun că e suferință, e suferință pentru copii și pentru soție care a rămas să crească cu mai puțin greu acești copii. Dar pentru acest frate, dacă a fost credincios și dacă a trăit după voia Domnului, a plecat în odihnă și se bucură acolo în slavă cu Domnul. Am vrea ca, când sunt asemenea momente, asemenea cazuri, să fim atenți, să fim cei care să sprijinim asemenea familie, asemenea cazuri. Nu vreau ca să fac prea multă reclamă, prea multe informații, dar este un frate în mijlocul nostru, fratele Ghică Bocan, care cât de curând va pleca în țară, și unii frați care au găsit o cale să suporte această familie cu ceva financiar, se poate apropia de el să îmbuieze și el va merge și va duce ca un ajutor din partea bisericii noastre. Domnul să vă binecuvinteze și mulțumesc pentru înțelegere. Am vrea ca să știm că Dumnezeu când îngăduie lucrurile acestea, dragi tineri, dragi părinți, mame, tați, înseamnă că în planul Dumnezeu este, cum spuneam de multe ori, planul Dumnezeu și voia lui Dumnezeu e diferită de voia noastră. Dar noi ar trebui să ne obișnuim cu voia lui Dumnezeu și cu planul Dumnezeu, pentru că numai așa putem ca să fim una cu Tatăl. Cei ce spuneam că viața de pe pământ este examenul de a trece dincolo, acolo, în slavă cu Tatăl. Viața de pe pământ este procesul de pregătire, de slujire, de echipare în ceea ce va urma în veșnicia viitoare. Ei, când s-a fost împlinirea vremii, Dumnezeu a găsit cu care ca să găsească în Israel o ficioară care să rămâie însărcinată și care să aducă pe acest Mesia aici, în lumea noastră. A fost o vreme hotărâtă de Dumnezeu Tatăl ca să găsească în vremea aceea pe Maria, o ficioară din Nazaret, din Galileea, din Nazaret de acolo, ca să aduceți-vă aminte în Luca, capitolul 1, acolo și 2, când vine Îngerul la Maria și îi spune acolo că ai căpătat mare har, Mario, pentru că tu va trebui ca să fii persoana prin care să vină Fiul Dumnezeu aici în lumea noastră. Ei, erau multe ficioare în vremea aceea în Israel acolo. Erau multe fete, dar Dumnezeu a îngăduit ca una să fie cea care să împlinească planul acest de lucrare la împlinirea vremii care a hotărât-o Dumnezeu. Când mă uit în Cartea Sfântă, deci, în primul rând, la împlinirea vremii, o tânără ficioară a rămas însărcinată. Și în Isaia, în capitolul 7, cu versetul 14, cuvântul Domnului spune acolo așa: De aceea, Domnul
Domnul însăși va da un semn. Iată, ficioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. În Isaia, încă cu 600 de ani înainte, ca să se întâmple lucrarea aceasta, Dumnezeu deja a pregătit oamenii, poporul, cu acest mesaj, fraților. Apoi, bineînțeles, a trecut o perioadă dintre perioada lui Maleahi până la Evanghelistul Matei, până la scrierea Noului Testament, o perioadă de aproape 400 de ani, în care glasul lui Dumnezeu nu s-a mai auzit nici prin prorocie, nici prin altele înștiințări. Și a fost o perioadă de tăcere în care omenirea au fost cei care unii s-au cufundat mai mult în nelegiuire, iar alții totuși erau gata și așteptau ca să vină Mesia pe pământul acesta. Unii așteptau ca să vadă când va trimite Dumnezeu pe răscumpărătorul, când va trimite Dumnezeu să aducă în deplinire cei ce spunea Iov, dar știu că răscumpărătorul meu la urmă va veni pe pământ. Dar Maleahii și altele cărți Isaia descriau despre venirea lui Mesia. Numai că s-a întâmplat ceva ciudat, că atunci când Mesia vine pe acest pământ, acest Emanuel, foarte mulți n-au fost pregătiți pentru întâmpinarea acestui Mesia, fraților. Unii au pus la îndoială, unii s-au întristat, iar alții s-au bucurat. Și tocmai în dimineața aceasta vreau să vorbim despre aceste lucruri, despre că la împlinirea vremii Dumnezeu a găsit cu cale ca să găsească o ficioară și ca să se întrupeze dumnezeirea aici să vină în lumea aceasta, fraților. De multe ori am dat ce ne-am gândit și am spus noi când a primit Maria acest mesaj, s-a înfricoșat și parcă a zis, Doamne, cum vor fi toate lucrurile acestea? Era normal ca o femeie, ca o fecioară, ca una care de pe acest pământ să spune, Doamne, cum se va face aceasta? Pentru că eu nu cunosc de bărbat încă. Cum, Doamne, când va auzi Iosif, când va auzi logodnicul meu, Doamne, ce se va întâmpla? A avut semne de întrebare, a avut o frică, a avut un cutremur. Dar atunci când Dumnezeu intră în lucrare, pregătește lucrurile într-o așa măsură ca planul Dumnezeu să ia ființă în întregime, slăvit să fie Domnul. Niciodată n-a pus la încurcătură Dumnezeu pe nimeni să spună un plan și să nu-l ducă în deplinire. Totdeauna Dumnezeu a găsit modalitățile, a găsit oamenii, a găsit persoanele, a găsit lucrurile de care s-a folosit și s-a adus la îndeplinire mesajul său, slăvit să fie Domnul. În Matei, capitolul 1, versetul 22 și versetul 23, spune asemenea lucru. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit înseamnă, Dumnezeu este cu cine? Este cu noi, slăvit să fie Domnul, fraților. De ce este cu noi? Pentru că El pentru noi a venit, fraților. Minunea mare a fost aceasta, pentru că Dumnezeu a găsit cu cale ca să-L trimită aici pe acest Mântuitor, acesta care să ridice mai pe urmă povara omenirii, să-și dea viața pentru păcatele noastre și spune aici așa, Dumnezeu, tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Înseamnă de ce? Pentru că Dumnezeu i-a pasat de noi, de creatura Lui. În planul Dumnezeu, când a creat omenirea aceasta, a creat-o cu scopul ca să trăiască veșnic. A creat-o ca să fie un popor, să fie o suflare care să laude, care să-i dea slavă și cinste, dar din cauza că pentru păcatul a intrat în lume, din cauza pentru că firea aceasta păcătoasă a venit și ea pe planeta aceasta pământ, a trebuit ca să vină consecința păcatului, a trebuit ca să vină moartea, să vină despărțirea aceasta, dar moartea nu este altceva decât este o virgulă mică în ceea ce urmează dincolo, fraților. Important este pregătirea pe acest pământ.
și trăirea într-așa un mod că atunci când virgulița aceea mică se pune dintre viață și dintre ceea ce este dincolo, să fii pregătit, dragul meu tânăr, în totalitate. Să nu fii cu gândul că dacă vine, merg cu Domnul sau nu merg cu Domnul. Să nu fie îndoială în inima ta și în inima mea, dar să fii sigur că atunci când se oprește pământescul acesta aici, să ai bucuria de plină că tu mergi dincolo, unde este o eternitate cu Tatăl și cu bucuria aceea veșnică. Într-a doua rând, am vrea ca să vedem că la împlinirea vremii, dacă am văzut că la împlinirea vremii Dumnezeu a găsit o ficioară ca să aducă pe Mesia aici pe pământ în lumea noastră, într-a doua rând, când mă uit din Cartea Sfântă și la această sărbătoare, aș vrea ca să vă motiveze acest lucru, ca să înțelegeți că copilul care s-a născut era deja părintele veșnicilor. Parcă este un paradox, parcă este ceva care ne-a obișnuit. Un prunc care se naște numai, dar deja numele lui este Domnul și este acela care este părintele veșnicilor. De unde știu lucrul acesta? Lucrul acesta îl văd în Isaia, în capitolul 9, versetul 6, unde cuvântul spune așa: căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele a cui? Părintele veșnicilor, Domn al păcii, trăiască Domnul, fraților. Ei, mesajul era clar cu privire la pruncul acesta. Mesajul când a venit acolo în Iesle aceea, în Betleemul acela, deja lucrarea lui era prevăzută de Tatăl, cine și care era rolul copilului acestuia. Dragă familie care sunteți aici, să știți că Serghei și tu, soră, care ați venit cu acest copil, Dumnezeu este acela care în dreptul copilului vostru deja poate are un plan bine definit cu viața lui. Așa că voi să fiți acei părinți care să vă dați toată silința și toate lucrurile, seriozitatea ca să creșteți, ca planul Dumnezeu să se dezvăluie în viața acestui copil. Când primim noi copiii aceștia, spuneam și nu de mult aici despre că fiecare copil se naște cu un plan bine definit din partea cerului. Fiecare copil când vine în lumea aceasta, vine cu binecuvântarea care Dumnezeu deja a pus-o în dreptul lui. Să nu vă faceți grijă că nu veți avea cu ce hrăni, cu ce îmbrăca. Dumnezeu va purta de grijă, voi să vă îngrijiți de El, să-i dați cei ce are trebuință, dar Dumnezeu va purta de grijă cei ce El are de trebuință. Ei, cam în felul acesta, când a venit Mesia pe pământ, acest Emanuel, spune că El deja era numit minunat, era numit sfetnic, era Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și era numit Domn al păcii. De ce era numit Domn al păcii? Pentru că mesajul și voia lui Dumnezeu a fost ca Iisus, venirea lui pe acest pământ, să aducă pace și binecuvântare, fraților. Mulți n-au înțeles lucrul acesta încă. Mulți n-au înțeles că Iisus este Domn al păcii. Dar pentru copiii Domnului care au încheiat legământ cu Domnul, pentru noi cei care am simțit și am trăit această naștere de nou, apropierea aceasta de Tatăl, unde ne-am făcut una cu El, noi am văzut că Domnul Iisus este Domn al păcii. Pentru că El a lăsat pace în casele noastre, pentru că El a lăsat pace în viețile noastre, pentru că El atunci când a îngăduit în viața noastră valuri, încercări, suferință, a fost aceia care am văzut că pacea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos a fost simțită în inima și în caminurile noastre. De ce? Pentru că noi am crezut în Cela care este Domn al păcii. Și atunci când ai un asemenea conducător care știi că aduce pace, atunci tu nu mai poți trăi oricum. De ce? Pentru că vrei să-ți dai toată silința ca să poți să fii acela care să spui: Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine, pentru că Te-am văzut că Tu ești Regele păcii și Mântuitorul nostru. Slăviți-Te! Fraților,
timpul trece așa de repede și avea ca să mă opresc la un alt lucru la care mă uit aici că la împlinirea vremii, când s-a împlinit vremea aceasta hotărâtă de Tatăl, ascultați aici, am venit aici în Galateni, capitolul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. A venit Iisus Hristos în lumea noastră și în vremea aceea era legea, erau poruncele, erau cei ce Dumnezeu a lăsat poporului ca să trăiască și să fie ascultător de lucrurile acestea. Dar, pentru că însă Dumnezeu a văzut că omenirea a ajuns într-o stare degradată, chiar dacă aveau legea, chiar dacă aveau poruncele, chiar dacă aveau prorocii acolo, oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Oamenii, Dumnezeu a privit că jertfele care erau aduse înaintea Lui, erau cu cusuri, erau niște jertfe care erau din sânnicii aduse de multe ori. Și atunci Dumnezeu în planul Său a spus că nu lucrează bine în felul acesta. Am să trimit pe Fiul Meu ca preț de răscumpărare, ca jertfa divină pentru răscumpărarea poporului. Pentru că i-a părut rău de poporul pe care l-a văzut că s-a abătut dinspre el, fraților. Am vrea ca să înțelegem că Iisus Hristos n-a venit numai pentru cei din vremea aceea care erau sub lege, a venit și pentru noi, fraților, care nu cunoșteam nici legea, nici harul. Dar a venit pentru omenirea întreagă, pentru că în momentul când a venit El, a venit pentru fiecare păcătos în lumea aceasta. Nu a fost clasificat Iisus să vină numai pentru păturile sociale, mai de un rang de la curțele împărătești. N-a venit Domnul Iisus numai pentru cei din categoria 2 din societate. A venit Domnul Iisus și pentru împărați, și pentru cerșători, și pentru toată omenirea, slăvit să fie Domnul. Păgânii au fost interesați de lucrul acesta, pe când preoții și cărturarii au fost mai puțin interesați de lucrul acesta. Cel de-al treilea lucru care vreau să vorbim aici este acesta. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trebuit ca să facă o diferență și să vadă din cei care așteptau pe Mesia și dintre cei care mai puțin așteptau, fraților. Se vorbea aici în cântare despre magie, cei care au venit acolo în seara aceea, în timpul acela când s-a născut Domnul Iisus. Și acei magi, când a venit acolo, dragii mei, frați și sorori, vreau să vă spun că ei nu erau din poporul lui Israel. Acei magi erau niște oameni păgâni, erau niște oameni care nu cunoșteau despre adevărurile într-atâta care cunoștea poporul lui Israel. De unde știu lucrul acesta? Lucrul acesta îl vedem acolo în Matei, în capitolul 2, versetul 1, cuvântul Domnului spune acolo așa. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că a venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Apoi în capitolul 2, versetul 4, cuvântul spune așa: când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Ei, oamenii aceștia parcă vorbeau despre Mesia. Oamenii aceștia știau că va veni un răscumpărător care să ridice, care să fie cu lucrarea cei care era profețită din paginile profeților, dar oamenii aceștia, într-un mod oricare, au rămas un pic în urmă cu cei ce au descoperit acești magi, dragii mei. Acești oameni care erau, spune că erau niște oameni învățați, niște astrologi, cum se numesc mai în vremea de astăzi, spune că acești oameni erau din părțile a Persiei, acolo, care cunoșteau despre constelație, lucrau în domeniul acesta. Și atunci când a apărut pe cer acea stea, au înțeles că are un mesaj special steaua aceea.
și au căutat ca să vină și să caute. Și unde au mers? Bineînțeles, a mers la împăratul acolo din vremea aceea. Pe când împăratul acesta, când a auzit lucrul acesta, s-a întristat foarte tare. Atunci, dacă Odra a chemat pe preoți, a spus, hei, preoților, hei, unde trebuie să se nască acest Mesia? Unde trebuie să se nască acest Hristos? Și apoi au început să deschidă ei sulurile cărților și au găsit unde, fraților. A vrea ca să ne motiveze lucrul acesta pe noi, ca să nu fim aceia care să uităm că Iisus Hristos s-a născut pentru noi, fraților. Să nu fim acei oameni care să auzim numai de planul de mântuire, dar inima noastră, într-o moduri care, luându-ne cu pământescul acesta, poate să rămână undeva acolo și să uităm că Iisus ne cere mai întâi altceva, fraților. A fost atunci parcă ceva ciudat, niște oameni păgâni, niște oameni din depărtare, din răsărit, niște oameni care n-aveau nimic comun cu cei ce avea Israelul în vremea aceea, să vină și să întrebe unde este împăratul de curând născut. A fi culmea, dragul meu, frate și soră, ca la urmă, după o viață de pocăință, de trăire, de venit în staule adorării, să vină cineva și să te întrebe din afară cum stă cu lucrurile acestea și să roșești, să nu știi ce să-i spui. Ar fi culmea și-ar fi durerea mare când la urmă va fi chemarea și când vei bate la ușă și va spune Dumnezeu că nu te-am cunoscut niciodată. De ce? Pentru că tu nu mai ai vorbit despre lucrurile acestea, dar în esența vieții tale tu ai fost foarte rece, tu te-ai ocupat de business, tu te-ai ocupat de altele lucruri, dar ai știut că numai naștere se sărbează în vremea la sfârșit de an și așa mai departe. Avea ca să fie un semn de atenție pentru noi și pentru copiii noștri, ca nu cumva trezindu-ne la urmă, cum s-a trezit Israelul în vremea aceea, să vină niște străini și să spună, auzi, unde este împăratul, că vreau să mă închin lui. Avea, fraților, că atunci când venim înaintea Domnului, totdeauna să avem inima noastră deschisă pentru împăratul și să spunem, Doamne, vrem să-ți dăm cei ce avem mai scump pentru tine. Vrem să-ți dăm, Doamne, cei ce avem mai de valoare, mai de preț. Pentru că știm, Doamne, că meriți mult. Pentru că ai părăsit slava cerească, Doamne, și ai venit pe acest pământ, ca noi să nu mai avem încă o sărbătoare în plus, numai. Dar ai venit, Doamne, ca să sărbătorim victoria glorioasă aceea, a venirii tale pe pământ, a plătirii prețul celui mare, care n-a fost nimeni în stare să plătească. Aceasta să ne motiveze sărbătorile acestea, fraților. Să avem un motiv de bucurie și să spunem, Doamne, dacă lumea din afară te cunoaște într-un stil lumesc, în altele lucruri, Doamne, noi, copiii Tăi, biserica, răscumpărații Tăi, vrem să sărbătorim într-un spirit spiritual aici, în care cerul să se coboare în noi aici mai mult, în care lucrarea Duhului Sfânt să fie simțită în viața noastră mai mult. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fraților, cel de-al patrulea lucru, de fapt, care aproape am vorbit despre el, este că pentru unii a fost un prelej de bucurie venirea lui Mesia, dar pentru mulți, ca și în ziua de astăzi, a fost un prilej de întristare și de tulburare. Ar vrea ca la închiere să spun o întrebare pentru tine, dragul meu frate și soră, drag tânăr, care ești aici. Venirea lui Iisus Hristos a adus bucurie sau a adus întristare? Ar vrea să te gândești la acest lucru, venirea lui Hristos pe acest pământ, ce-a adus în dreptul tău, în dreptul casei tale? A adus numai o sărbătoare care să mai cumpere cadouri sau altceva? Sau a adus darul cel mare care a fost răscumpărarea? Ei, atunci s-au întristat Irod și cei din vremea aceea, s-a dat ordin să se omoare pruncii, a dat ordinul acesta ca să se facă ceva, pentru că s-a întristat, s-a gândit, cine mai poate fi un alt împărat? Eu sunt împărat aici. S-a tulburat, a pus în mișcare toată casa împăratului acolo.
se auzeau plânsete, se auzeau vocete, pentru că se omorau copiii. Pentru că nebunia unui om, când a văzut că a apărut cineva lângă el, care poate să-i ia domnia, a dat decrete în care să nu puță nici vețile copiilor. Dragii mei, frate și sore, care ești aici în dimineața aceasta, venirea lui Iisus Hristos a făcut cu mare sacrificiu, s-a făcut cu multe lucruri, fraților, de aceea, haideți să nu stăm indiferenți față de această lucrare. Să nu stăm indiferenți pentru că cineva a trebuit să plângă în Ghețiman pentru tine. Cineva a trebuit ca să plângă în altă parte. Cineva a trebuit ca să suporte niște lucruri care tu și eu, dacă eram în vremea aceea, nu știu cum le primeai, dragul meu, frate și soră. Așa că să înțelegem că atunci când spune că dar îngerul i-a zis, nu vă temiți, când am mers pentru cei care au fost bucurie, din Luca capitolul 2, versetul 10 și 11, cuvântul spune acolo așa, dar îngerul le-a zis, nu vă temiți că-și va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este cine? Care este Hristos Domnul, fraților. Ei, când s-a prezentat îngerii aceia la păstori acolo din câmp, când s-a prezentat, ăștia au primit cu bucurie, ăștia au mers, haideți să mergem să vedem ce s-a întâmplat acolo. Spune că oastea de îngeri cântau și lăudau acolo. Spune că s-a bucurat cerul pentru că a coborât Dumnezeu într-o pat prin fecioară pe pământul acesta, dar într-o cetate, într-o casă, într-un palat acolo, s-a tulburat cineva foarte tare. Și în Matei, capitolul 2, versetul 3, am citit aici, când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Fraților, imaginați-vă că în Ierusalim acolo era, de fapt, evreii erau. Și spune că tot Ierusalimul s-a tulburat, fraților. Oare ce i-a făcut pe ei ca să se tulbure? Pe Irod înțeleg că l-a făcut să se tulbure că când a auzit vestea că unde este împăratul de curând născut. Dar ce i-a făcut pe ceilalți din vremea aceea să se tulbure? Pentru că de fapt erau cei care spuneau că așteptau pe Mesia. Pentru că ei de fapt știau despre profeția lui Isaia. Pentru că ei erau acolo la templu. Pentru că ei cunoșteau despre adevărul acesta. Care a fost oare motivul care s-a întristat și s-a tulburat Ierusalimul? Fraților, oamenii aceia s-au tulburat din cauza pentru că ei, mă gândesc eu, nu au fost pregătiți pentru a-L întâmpina pe Mesia, fraților. Și atunci când îți vine un oaspete neanunțat în casa ta, îmi voie să spun că nu ai bucurie așa de plină tu. Te uiți și aici să fie, o, de nevoie a venit și ăsta aici, nu m-a anunțat, nu m-a sunat și așa mai departe. Mă gândesc că în felul acesta s-a tulburat Ierusalimul și lucrul acesta a fost încă o dovadă pentru că ei vorbeau despre Mesia, dar inima lor de fapt nu era pregătită pentru acest Mesia. De aceea Domnul la un moment dat spunea în Cartea Sfântă că a venit la ai săi și ai săi ce au făcut? Nu l-au primit, fraților. Nu l-au primit, fraților, ca și în ziua de astăzi mulți care nu-L primesc încă. Dar spune că tuturor celor ce l-au primit, ce-a făcut? Le-a dat dreptul să se facă, să se numească copilul Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Noi cei care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, noi cei care am încheiat legământ cu El, ne-a dat dreptul să ne facem și să ne numim copii ai Lui, slăvit să fie Domnul. Ei, dacă ești Fiul Lui, atunci trebuie să trăiești așa cum îți vrea Tatăl tău, fratelor. Cuvântul spune aici așa, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor. Prin cine? Prin Dumnezeu, fraților. Slăvit să fie Domnul. La împlinirea vremii, la împlinirea timpului când a fost hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale ca să aducă aceste lucruri în viața de atunci.
Și la împlinirea vremii Dumnezeu a adus sărbătoarea aceasta și în casa ta și în viața mea, slăvit să fie Domnul. Ce ai de oferit tu la această sărbătoare, Domnului? Știu că cadouri poate ai dat sau vei da, dar lui Iisus Hristos, dragul meu frate și soră, dragul meu tânăr, ce vrei să-i dai anul acesta lui Iisus? Ce vrei, ce nu i-ai dat până acum încă lui Iisus? Și ai văzut că a intrat în casa ta, ți-a vindecat copilul, ți-a vindecat soția, ți-a binecuvântat rodul muncii tale. Cu ce ți-a rămas dator Dumnezeu în anul acesta? Cu ce ți-a rămas Dumnezeu dator atunci când n-ai știut ce să faci? Când ai văzut că situația copilului tău se face din ce în ce mai rău? Cu ce a rămas Dumnezeu dator în dreptul casei tale? Și acum la această sărbătoare, motivul este acesta. Ce ai de dăruit cu Iisus Hristos, dragul meu? Ce ai de dăruit la acest sfârșit de an pentru Împăratul, pentru Răscumpărătorul? Pentru că El, în anul acesta, ți-a dăruit mult. Aș vrea, dragul meu, frate și soră, ca această întrebare să te miște inima și gândul tău să mergi acasă, te gândești, Doamne, ce ți-am dat în anul acesta, Doamne? Ți-am dat neascultare? Ți-am dat ură, Doamne? Ți-am dat clivitire? Ți-am dat, Doamne, dat de mână și am zis, lasă să-i văd cum s-o descurca fără mine? Ți-ai întors spatele când a fost nevoie în lucrarea Domnului și ai spus, lasă să văd amut de unde lua banii. Dragul meu, frate și soră, dacă pe parcursul anului acestuia, dacă pe parcursul vieții tale până în ziua aceasta, în viața ta încă au fost asemenea lucruri, vreau să spun ceva. Vreau să spun ceva, că astăzi este vremea când poți să-i dai ceva lui Iisus. Să-ți plece genunchiul la această vreme hotărâtă de Domnul și să spui, Doamne, îmi văd nevredicia mea din anul acesta, Doamne. Îmi văd starea mea de neseriozitate pe care am dat-o dovadă de atâtea ori în anumite activități din viața mea, Doamne. Și vreau, Doamne, că la această sărbătoare, auzind mesajul Tău, că Tu ești Domn al Păcii, că Tu ești Părintele Veșnicilor, pentru că Tu ești minunat, pentru că Tu ești sfetnic, pentru că Tu ești Cel care deții toate lucrurile. Vreau, Doamne, să mă întorc înspre Tine și vreau să spun, Doamne, iartă-mă, primește-mă și strânge-mă și strânge-mă în familia Ta, Doamne, ca să fiu împreună cu frații, cu surorile, care sunt gata să se implice în evangelizare, în vărnicie, în slujire, în activitățile din biserică. Și să știi că Dumnezeu te mai poate primi, dragul meu, tânăr, frate, soră, oricine ai fi. Și vreau ca să faci să înțelegi, acum în încheiere, pentru că așa cum a fost împlinirea vremii, ca o tânără fecioară să rămână însărcinată și să-L aducă pe Mesia, apoi la împlinirea vremii, copilul care s-a născut să se descopere, pentru că este deja Părintele Veșnicilor. Apoi la împlinirea vremii s-a descoperit că păgânii au fost interesați, dar preoții și poporul care așteptau izbăvirea au fost puțin interesați. Și apoi cel din ultimul lucru, am văzut că la împlinirea vremii unii s-au bucurat când a venit Mesia, dar mulți s-au tulburat, fratelor. Ca și atunci, cu siguranță, sunt și astăzi în aceștia care se tulbură și multe lucruri și multe învățături au început să scoată și tot felul de explicații și tot felul de învățături, numai să nu aibă mesajul curat, dar pentru poporul Domnului, pentru răscumpărații Domnului, știm că Iisus Hristos este Împăratul, este Dumnezeul tare, este Dumnezeul păcii și care ne-a răscumpărat din păcat și din mocirile. Fraților, cu aceste cuvinte eu vreau să mă apropii de încheiere. Și vreau să vă las aceste cuvinte ca un cuvânt de încurajare. Fraților, la împlinirea vremii, Dumnezeu va lucra cu casa ta, cu viața ta și cu cei ce Dumnezeu ți-a credințat. Numai tu și eu să fiu gata pentru vremea când va veni Domnul, ca să aducă la îndeplinire cei ce a hotărât El în dreptul casei tale. Fiindcă va aduce poate jale, fiindcă poate va aduce bucurie, să spui, Tată, primim toate din mâna Ta, pentru că Tu le dai pe toate. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.